Nu știu dacă alți colegi au atras atenția, dar anunțul a fost făcut că ei se retrag până ce nu se face unirea. Și de aici, așa cum unirea nu se va face niciodată, trebuie să înțelegem că colegii noștri ne-au părăsit pentru totdeauna. Asta înseamnă că probabil n-o să participe nici la... Venim și la lucrul ăsta. Domnul președinte Voronin propune ulterior și moment de reculegere. Eu cel puțin, în varianta mai soft, doream să spun iată ce procedură al domnului președinte. Să le spunem adio, să luăm rămas bun de la colegii noștri, pe care nu o să vedem niciodată pe unioniști în această sală. Cam asta a fost de procedură. Trist, dar realist. Mulțumesc!